Curtea de apel Alba Iulia a analizat regulamentul privind ridicarea mașinilor de pe domeniul public și a ajuns la concluzia că modul în care decurge în prezent această operațiune este ilegală. Și asta pentru că Societatea Piețe Sibiu nu are dreptul să elibereze procese verbale de contravenție. Acest lucru îl pot face doar poliția rutieră sau poliția locală. Peste 5.000 de autoturisme au fost ridicate din aprilie anul trecut, atunci când activitatea de ridicare, transport și depozitare a autoturismelor parcate neregulamentar a fost preluată de Societatea Piețe SA. 3 dintre copiii care l-au bătut pe bătrânul fără adăpost din Mediaș ar putea ajunge într-un centru de plasament. Direcția pentru protecția copilului se ocupă de demersurile legale prin care minorii ar urma să fie transferați într-un centru de ocrotire socială. Cei 3 sunt frați cu vârste cuprinse între 4 și 8 ani. Ceilalți copii vor fi monitorizați pentru o perioadă de 3 luni. Dacă situația lor nu se va îmbunătăți, vor fi preluați și ei de